Data de 4 octombrie va fi cu siguranță de neuitat pentru Simona Halep și pentru susținătorii acesteia. În optimile de finale de la Beijing, românca noastră a reușit să se impună în fața rusoaicei Sharapova cu scorul de 6-2, 6-2. Cea de-a 8-a confruntare dintre cele două jucătoare de tenis a fost cu noroc pentru Simona, fiind pentru prima dată când Constanțeanca o învinge pe rivala ei. Scorul partidei de astăzi a fost decis de faptul că fostul număr 1 WTA a avut numeroase erori forțate. Trebuie dat credit însă și Simonei, care a avut un serviciu remarcabil, a atacat bine, a stat suficient de mult în schimburile de mingi pentru ca rusoaica să greșească. Sportiva noastră a făcut un meci bun, a profitat de slăbiciunile adversarei și a reușit să spargă ghinionul. După 7 înfrângeri în fața Sharapovei, victoria aceasta este cu siguranță echivalentul unui trofeu de mare șlem. Parcursul Simonei Halep continuă la Beijing și după meciul dificil din optimi, urmează un altul în sferturi. Adversara îi va fi Daria Kasatkina sau Agnieszka Radvanska.